Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi. Ne aflăm în orașul Turceni, mai exact la primăria orașului Turceni. Realizăm astăzi un interviu cu primarul orașului Turceni, domnul Dumitru Gâlceavă. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Îi salut și eu pe toți cei care se uită la noi și special pe cetățenii orașului Turceni care ne privesc. Pentru cetățenii orașului Turceni, cu siguranță au văzut ce modificări au apărut în oraș și ce s-a întâmplat în această perioadă, anul acesta, în 2015, chiar dacă bugetul a fost așa cum a fost, unul sărăcăcios, lucrurile cred că totuși au mers. Ați mai rezolvat din probleme, lucrări? Da, încep și prin a spune că și eu sunt nemulțumit de faptul că nu am putut face mai mult pe zona de investiții, dar am bucuria mare că anul acesta s-a încheiat, așa cum le-a prevăzut, lucrările de realizare a campusului școlar și copiii beneficiază din plin de această facilitate. Și eu zic că pentru învățământul din orașul Turceni și învățământul gorjean este o mare realizare acest campus, pentru că dacă privim la evoluția demografică și a elevilor care vin la școală, aceștia se împuținează. Eu consider că acest campus va deveni un centru de educație și de învățământ pentru partea asta de Gorj, prin preluarea la elevilor din școlile unde rămân câțiva copii și alternativa asta de a face într-o clasă mai multe cursuri, clasa 1, 2, 3 acumulate, nu e bună, ci eu zic că copiii care vor veni în continuare la liceul Turceni vor avea parte de un învățământ performant. Mă bucur să le spun cetățenilor, să le reamintesc că în oraș este în derulare programul de reabilitare a străzilor, tuturor străzilor, și în momentul de față se lucrează la două străzi pentru reabilitarea lor și asfaltare, strada Ilarie Birou și învățător Bărbulescu. E un program derulat cu Ministerul Dezvoltării și anul acesta eu sper să mai facem încă o stradă. Chiar astăzi pregătim un memoriu către Ministerul Dezvoltării să vedem dacă ne mai suplimentează finanțarea. Avem în construcție un bloc de locuințe sociale care sper ca anul viitor, în toamnă, să fie gata, și asta depinde și de finanțarea care o primim, dar sper să fie gata și să beneficieze tinerii, în special cu venituri scăzute, pentru că lor li se adresează de această facilitate creată de guvern și suntem în parteneriat și aceea cu Ministerul Dezvoltării. Era necesar un astfel de bloc de locuințe? Da, avem, este un bloc cu 40 de locuințe, noi avem peste 70 de cereri pentru astfel de locuințe. Era necesar pentru că este un regim mai special din punct de vedere al cheltuielor pentru tineri și sunt foarte mulți tineri care își fac o familie și nu au unde să locuiască. Mai avem o investiție care va începe în câteva zile, și anume extinderea canalizării către satele aparținătoare, și va începe cu satul Murgești. Astăzi cred că vom semna, astăzi ar trebui să semnăm contractul și vom semna contractul cu executantul, urmând să facă conform graficului primele lucrări în acest an. E o investiție care este pe 2 ani. Vom depune stăruință la Agenția de Fondului de Mediu, cu aceștia suntem parteneri la această lucrare, să facem mai repede. Dar e bine că se începe și că știm și un anumit grafic de finanțare. Avem depus la Compania Națională de Investiții un proiect care, la fel, eu sper că în anul viitor își va da drumul, și anume reabilitarea Casei de Cultură, pentru că activitățile la Casa de Cultură sunt destul de bogate, avem tot felul de cercuri și frecventează mulți copii această activitate, și eu sper că după ce vom moderniza și vom realiza niște spații corespunzătoare, să fie și mai mulți copii care să plece din fața calculatorului și să-și petreacă timpul acesta liber, constructiv, făcând diverse activități, cum ar fi teatru, să învețe să cânte la un instrument sau să facă parte din ansamblul nostru Brăulețul. Tot ca și zonă de investiții pentru acest an, încercăm să mai facem niște reabilitări de drumuri de tarla, pentru că fiind drumuri din pământ trebuie să intervenim destul de des pe ele,
că atunci când plouă, ele fiind umede, oamenii nu înțeleg să nu intre cu utilajele chiar atunci și le distrug. Iar pe termen mai lung avem în așteptare implementarea împreună cu Consiliul Județean a master planului de alimentare cu apă și canalizare a întregii localități. Cam asta ar fi principalele obiective. Dar uitasem de unul care chiar ridică probleme și nu numai în orașul nostru, ridică în toate localitățile, și anume situația câinilor fără stăpân. Noi am decis împreună cu Consiliul Local să construim în primul semestru anului viitor un adăpost pentru câini, pentru că s-au mulțit în localitate și chiar pun în pericol în permanență securitatea cetățenilor. Speram să se găsească o soluție, în sensul că, și am făcut apel de câteva ori la Consiliul Județean, că acest adăpost de câini se facă pe zone. Nu s-a găsit până acum, nu pot să mai așteptăm, dar știu că se va crea următorul aspect, în sensul că dacă noi vom face adăpostul, foarte mulți câini vor veni din comunele învecinate în zona orașului nostru. Asta ținând cont de experiența celor la adăpostul din Târgu Jiu, atât al primăriei cât și adăpostul privat de acolo. Am stat de vorbă cu dumnealor și au această problemă că sunt aduși mulți câini din alte localități. Da, și asta înseamnă că nu luăm o cheltuieli în plus pentru dumneavoastră. Da, înseamnă cheltuieli în plus. Sunt greu de făcut, dar dacă am face un sondaj de opinie în rândul cetățenilor orașului Turceni, cred că asta ar fi una dintre primele probleme care ar ridica în momentul de față. Am înțeles, ați avea spațiu unde să faceți adăpost? Da, avem terenul. În momentul de față lucrăm să se facă întabularea. Am găsit și înțelegeri la prefectură și le mulțumesc. Am discutat și cu consilierii ca să fie de acord să prindem în planul investițional pe anul viitor acest obiectiv. Au fost de acord pentru că, vă spun, este o problemă de securitate și mai ales a copiilor care vin la școală. Da, pentru toată lumea până la urmă, nu doar pentru copii și pentru bătrâni. Ați vorbit la început, printre investițiile pe care le-ați enumerat, despre statele componente. Introducerea rețelei de canalizare, un proiect care se întinde pe 2 ani și drumurile de tarla. Da. Alte investiții pentru statele componente, nu știu, ce probleme ar mai fi acolo de rezolvat? Rămâne problema cu, care v-am spus-o, cu reabilitarea stăjilor, care e iarăși un proiect în derulare. Se derulează cu fonduri alocate la Ministerul Dezvoltării. Nu merge așa de repede pe cum își doresc cetățenii și îmi doresc și eu, pentru că și acolo fondurile sunt limitate, dar eu zic ca întotdeauna să privim partea plină a paharului, e bine că s-a început și că eu zic în 2, maxim 3 ani se va rezolva și această problemă reală a oamenilor, pentru că atunci când plouă, majoritatea străzilor laterale neasfaltate creează probleme. O problemă care va fi foarte greu de rezolvat pentru satele aparținătoare este situația cu băltirea tarlalelor, datorită faptului că s-a creat acest baraj al Jiului și aceste diguri ale Jiului, apele nu mai curg natural către Jiu, întâlnind în cale digul Jiului. De-a lungul timpului, nici apele române și nici termocentrala nu au mai întreținut acele canale care ar fi trebuit să preia apele. Noi am tot făcut corespondență cu termocentrala și cu apele române. Din păcate și acolo e aceeași problemă a banilor. Nu au bani să investească. Mai este și, de ce să nu recunoaștem, și greșeala cetățenilor că acele canale de scurgere a apelor care rămăsaseră moștenire de la vechile CAP-uri și care fuseseră făcute pe anumite planuri, ele au fost înfundate pe considerentul că se mai câștige o palmă de pământ, dar acum această activitate se întoarce împotriva dumnealor. Eu sper și că se va crea o posibilitate ca prin fonduri europene să putem să intervenim și pe acest domeniu. Dar e, cum să zic, e deocamdată numai ca o dorință a noastră, nu
am găsit până acum soluții să punem în practică. Cum este cu aceste fonduri europene? Cât de greu este să le accesați, să întruniți punctajul? Vă întreb asta pentru că mai mulți primari sunt supărați. Spun că nu prea pot să acceseze mai nimic. Și pe fondurile europene, din punctul meu de vedere, sunt două mari probleme. Pe de o parte, noi ne plângem de birocrația existentă la noi, dar este o birocrație excesivă, după opinia mea. Sunt anumite, cum să zic eu, lucruri care, deși le-ai stabilit cu finanțatorul la un moment dat că sunt bine într-un fel, te poți trezi după un timp că vine altcineva de la un organ de control, și aceea mă refer la audit, așa, care să vadă cu totul și cu totul altfel situația, da? Și deși se cunoaște, după opinia mea, că se întâmplă treaba asta la nivel de guvern, pentru că în același timp guvernul a încercat să acopere într-un fel această problemă printr-o ordonanță în care a spus că acele corecții care se iau sau se dau, mai bine zic, către autorități publice locale pe fondurile europene, da, dacă, bineînțeles, nu este parte penală, să poată fi solicitate și date de guvern. Tocmai pentru că aceste organe ale statului nu, opinia mea, nu au un numitor comun în a trata anumite aspecte de care te lovești atunci când derulezi un contract pe fonduri europene. Deci asta ar fi o problemă, birocrația excesivă, iar pe de altă parte, faptul că creând un volum mare de muncă, da, și neavând o posibilitate să recompensez corespunzător funcționarii din primărie, practic, poate, și s-a întâmplat și la noi, de ce să nu recunosc, în anumite momente să trateze un pic mai superficial anumite aspecte, plecând de la faptul că volumul de muncă încărcat, pentru că trebuie neapărat să-și facă atribuțiune normală de serviciu, da? Ore suplimentare nu poți să-i plătești, sâmbete și duminici, sâmbeta și duminica nu poți să-i chem la servici. Ori aceea ar trebui o mai mare flexibilitate și cred că mulți primari se plâng de treaba asta, în a putea să recompensezi, să premiezi pe cei care îți stau până dimineața. De ce să nu recunosc acum? Chiar dacă vin un pic în contradicție cu poate cu ITM-ul, dar au fost perioade când colegii care lucrează pe fondurile europene ar trebui să stea până dimineața să poată să pregătească anumite documente. Da, pentru că este un volum foarte mare de muncă. Exact. Păi da, noi am avut pe fondurile europene acest campus. Cred că numai la Xerox am tras documente, mii de documente la Xerox. Am înțeles. La capitolul investiții, investitori, mai exact, aveți un eveniment important astăzi, la ora 12? Da, în sfârșit, spre bucuria mea, își începe activitatea fabrica de gips carton Siniat. E o investiție importantă pentru localitate. Eu sper să atragă și alți investitori. S-au creat și câteva locuri de muncă, să creează și un venit la bugetul local, se rezolvă și o mare problemă ecologică, pentru că folosim materia primă, acel șlam dens pe care termocentrala era nevoită să-l depoziteze, deci să, practic să afecteze mediul, să rezolvă și o problemă din mediul din punctul ăsta de vedere. Și încă o dată zic, sper ca această investiție să atragă și alți investitori în zonă, pentru că este nevoie. Șomajul este destul de ridicat în Turcenie. Ați mai avut discuții și cu alți investitori? Vreau să la un moment dat să faceți o fabrică, să veniți în ajutorul celor care se ocupă cu agricultura? Discuții au fost, dar din păcate nu s-a finalizat nimic, pentru că avem și această problemă cu pământul, că pe de o parte nu s-au eliberat încă toate titlurile de proprietate, iar pe de altă parte oamenii nu-și fac succesiunile, ca atunci când cineva vrea să
să spun, să organizeze o treabă pe o anumită zonă, să știe că partenerul de discuții are tot dreptul asupra acelui teren. Ori sunt dese situațiile în care o anumită tarla sau o anumită parcelă din tarla, deși o muncește un cetățean, când te duci la titlul de proprietate, găsești că au drept 4, 5, 6 pe acel teren, nu și-au făcut niciun document care să transmită dreptul către cel care muncește, iar cei 4, 5, de obicei, cel puțin 2 sunt plecați în țară sau din țară. Și atunci este foarte greu să lege ceva. Am înțeles și asta e o chestie pozitivă, încă n-am reușit, se deschide în localitatea vecină o fabrică de conserve care intenționează să valorifice legume, fructe din zona noastră. Și atunci e un lucru pozitiv și pentru cetățenii din orașul Turceni. Cum merge piața? Ce se întâmplă cu piața din Turceni? Dacă s-a mai făcut ceva în această perioadă? Dacă oamenii vin să-și vândă legumele, fructele? Avem câțiva producători care deja s-au cetățenit în piață, care au solarii și în permanență vin cu tot felul. Practic, tot sezonul în orașul Turceni se găsesc legume de sezon produse de cetățenii în orașul Turceni. Nu în cantitățile ca să satisfacă pe toată lumea, dar eu vă spun, de exemplu, anul acesta am luat de la producători din Turceni niște roșii foarte gustoase pe care nu le găsești în supermarket. Eu zic că dacă această fabrică de legume într-adevăr se va realiza acum în faza de proiect, va fi o sursă de venit și pentru cei care locuiesc în orașul Turceni. Faceți parte dintr-un gal. Cât de mult v-a ajutat treaba? Da, galul acum s-a constituit, acum e în prima fază de finanțare. Acum, drept să spun, mai mult acest gal se adresează comunelor care sunt în parteneria cu noi. Noi, orașul, deși avem calitatea de un pic de lider al galului, finanțările lui deocamdată nu se adresează în mare parte către oraș. Sper să mai schimbe ceva în legislație ca să se termine cu această discriminare între rural și orașele mici, pentru că nu este nicio diferență între un sat aparținător orașului și un sat aparținător comunei. Ori pe finanțările care vin pe domeniul ăsta, și ieri am primit de la Consiliul Județean niște note informative pentru after school, pentru grădiniță, pentru apă canal, dar se refereau toate numai la mediul rural, la comune. Noi am ridicat la diversele întâlniri care le-a avut Asociația Orașelor cu Guvernul să fie declarate sau să fie considerate și satele aparținătoare orașului ca fiind spațiu rural, nu spațiu urban sau semi sau periurban. N-am înțeles. La spitalul din Turceni, ce s-a mai făcut anul acesta? Ce intenționați să mai faceți? Deci, în primul rând, sunt bucuros că spitalul din Turceni încă în continuare există, pentru că la un moment dat era opinii că se va desfința. Noi și în anul acesta l-am finanțat, am alocat și niște bani pentru aparatură medicală. Avem o problemă care este problema națională vis-a-vis de asigurarea cu medici, ce se întâmplă pe plan național, se întâmplă și la noi, că nu putem face discordanță. Dar am speranța că se va reglementa, din ce am văzut, și pe partea asta cu salariile personalului sanitar. Pe partea de dezvoltare a spitalului, noi suntem pregătiți că în situația în care se va deschide linia de finanțare pentru reabilitare și modernizare, să facem atât dotare și mai bună a spitalului și în același timp vrem să facem și o reorganizare și o reabilitare a acestuia și să nu uităm că avem și secția de psihiatrie, o secție destul de grea, care vrem să o realocăm, să facem spații noi, dar aceea nu depinde de noi decât de a depune efortul necesar pentru a obține finanțarea europeană. Sper să o obținem și atunci să facem un spital mai modern decât este acum. Pentru această secție ar trebui un spațiu mult mai mare și probabil mai mulți angajați. Da, secția de psihiatrie suferă și de faptul că sunt angajați puțin și din cauza locației care este depășită. Noi avem un SF-ul cu o locație modernă, cu niște spații extraordinare gândite
suma este destul de mare, dar se poate realiza. Eu am fost la Ministerul Sănătății, nici Ministerul Sănătății nu poate aloca bani, nu este prioritar, au și dumneavoastră alte priorități, dar asta vreau să repet, sper să prindem finanțare pe fonduri europene. Am înțeles. Curățenia, iluminatul public, aveți un oraș foarte curat, am văzut. Da, da, la noi s-a implementat foarte bine sistemul de gestionare a deșeurilor, foarte bine. Eu sunt mulțumit de cum se face treabă, cum și este curățenie. Mai avem un caz și eu nu-l pot să-l înțeleg și în toate discuțiile mele cu cetățenii am întrebat de ce se întâmplă. Deși aceste mașini de salubrizare trece la fiecare pe la poartă să ia gunoiul, încă mai găsim cetățeni care aruncă gunoiul, așa cum erau cu ani de zile în urmă, în ogașe sau pe albia curgătoare a diferiților. Da, nu, și nu e bine nici pentru mediu și plus exact, că da, luați și amendă. Eu vreau să le și explic că lumea că vine la poartă, da, să vă ia, de ce n-aruncați? Că ori depuneți un kilogram, ori depuneți 5 kilograme, dumneavoastră tot să mai oprătiți. Corect, așa. De ce l-aruncați în continuare toată lumea că ăla, că ăla, dar nimeni, am încercat și am, mă rog, am avut un sos de izbândă în anumită zonă în care până la urmă am făcut adresa la cetățenii care, că, fiind în apropierea dumneavoastră, nu înseamnă că gunoiul aruncați dumneavoastră. Nu că nu l-am aruncăm noi. Am salubrizat zona și am făcut adresă că dacă mai găsesc poliția locală gunoi în zona respectivă, cei care vor primi amendă vor fi cei care sunt vecini. Și de atunci nu se mai... Nu mai se depune gunoi acolo. Este bine. Da, e o soluție. Nu-mi place, că, adică eu aș vrea ca omul să reacționeze nu de frică că vine cineva cu amendă, ci să reacționeze... Să înțeleagă că e o treabă bună pentru exact, mediu, pentru exact, viitor. Exact. Nu e bine și să distrugem... E bine să trăiești într-un mediu curat. Așa este. Dacă v-am lăudat la capitolul curățenie și că aveți foarte multe spații verzi, flori, deci chiar este foarte, foarte frumos orașul Turceni. Da, este. Mulțumesc. Ați avut dreptate puțin mai devreme cu câinii. Da. Sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți câini. Și e o problemă. Este pentru că, pe de o parte, nu s-a reușit, deși există legislație, sterilizarea câinilor comunitari pe care sunt la cetățeni. Foarte mulți câini provin din acest de la sate, în sensul că atunci când se înmulțesc, vin și aruncă câinii acestea în zona orașului. Să duci cu mașina, cel mai probabil. Exact. Dacă acest plan ar reuși și ar fi implementat de sterilizarea câinilor, eu zic că s-ar împuțina, dar în momentul de față trebuie să recunosc și sunt și eu frământat de treaba asta, sunt foarte mulți câini în oraș. Da, cu siguranță, vin și la dumneavoastră în audiență foarte mulți locuitori din Turceni. Aș mai avea o ultimă întrebare vis-a-vis de oraș. Blocurile, ce probleme aveți? Ați discutat cu președinții de asociații de deci proprietari? Deci la blocuri, problema care rămâne și nu-i văd o rezolvare curând, foarte multe apartamente sunt părăsite, sunt proprietate privată, sunt oamenii plecați la muncă în străinătate și cei care au rămas, din păcate, nu reușesc să facă acele cheltuieli comune care ar fi pentru întreținerea lor. De exemplu, dacă într-un bloc se infiltrează apa din ploi, da? Cei care au rămas în blocul respectiv și de obicei pe o scară jumate din apartamente sunt nelocuite, nu reușesc să adune bani la cei plecați ca să-și facă această hidroizolație. Rămâne în continuare problema încălzirii. Fiecare acum se încălzește cum poate, prin forțe proprii, pentru că, datorită faptului că aceste apartamente sunt goale, cu ani de zile în urmă a încetat distribuirea căldurii în sistem centralizat și, după opinia mea, ar fi benefică și mai ieftină, dar nu știu când se va întâmpla ca gradul de încărcare, să zic așa, de locuire a blocurilor se va îmbunătăți. În continuare, suntem în situația în care apartamentele proprietate personală sunt părăsite, oamenii le țin, nu le vând, că zic, bă, mă întoarce și rămâne să mă întorc, dar sunt nelocuite. Cred că avem în jur de 600 de apartamente care
sunt nelocuite și în cazul e că dacă ar fi toate într-un câteva blocuri, ai ști, ai închide acolo și, dar toate da, sunt... Da, din păcate au de suferit și ceilalți care chiar locuiesc și, în apartamente. Exact, dar nu văd aceea o soluție. Din punct de vedere politic, cum vedeți dumneavoastră ce se întâmplă la nivel național, la nivelul județului Gorj? Sunteți membru PNL? Din punctul meu de vedere e o chestie normală. Asta este, cum să zic, activitatea politicienilor. Să depună moțiuni de cenzură, să facă proteste? Exact, e în toată lumea. Dar două lucruri consider eu că nu se fac. Unul, că nu se apleacă mai mult asupra nevoilor reale a cetățenilor, iar în mediul legislativ, de multe ori au scăpări. Nu vreau decât să vă dau un exemplu ce l-am pățit și eu. Așa, și nu am înțeles de ce. De exemplu, mi s-a luat certificatul de matriculare la mașină când eram și eu în vacanță la mare pentru o problemă tehnică. Și spre surprinderea mea trebuia să mă duc să mă judec cu poliția rutieră la Constanța când puteam să mă judec în, și ar fi normal să mă judec în localitatea mea de domiciliu, pentru că aceeași poliție rutieră e în toată țara. Și am întrebat și eu, și asta este situația, dacă ai o problemă din asta, ești la mare și ești din Cluj, gândiți-vă că eu am câștigat acel proces pentru că aveam toate documentele, însă care problema, ca să și spun, era mașina de serviciu, avea de fapt eram la niște cursuri, avea geamurile fumurii, aveam documentele de la RAR că e în regulă. Polițistul respectiv mi-a zis, domnule, eu consider că nu sunt în regulă, ce au certificatul și te judecă-te cu noi dacă zici că ești în regulă. Deci, mi se pare o absurditate. Și o scăpare legislativă. Ar trebui să te judeci în localitatea în care ești de domiciliu, tu, nu în localitatea unei poliție. Da. La nivelul județului Gorj, Tudor Barbu, Dan Vâlceanu, ce părere aveți de conducere? Se fac sondaje acum pentru stabilirea candidatului la primăria municipiului Târgu Jiu. Da, eu sper să găsească cea mai bună, sper să găsească cea mai bună soluție pentru Gorj. Până la urmă, oamenii sunt cei care hotărăsc prin acel vot. Ei trebuie să gândească cine este cel mai bun să îi reprezinte pentru localitatea dumnealor. Mă bucură că la nivel de județ a început să lucreze, pentru că am avut o perioadă când nu se lucra la nivelul biroului politic județean. La fel, au fost mandatați de centru să reprezinte conducerea partidului la nivel județean, fiind în acest partid și trebuie să fim disciplinați, să respectăm statutul, eu le dau girul, să zic așa, sau cred că vor lucra bine pentru partid. Dacă nu va fi, tot centrul care i-a pus poate să ia măsuri. Da? Trebuie să plecăm de la premisa că lucrează în interesul județului și că vor găsi soluții pentru județ. Alegeri locale anul viitor, în 2016. Dumneavoastră v-ați gândit, ați luat o decizie, o hotărâre, mai candidați pentru un nou mandat? Deci, în momentul de față, sunt undeva la jumate-jumate. Da? De ce acum, ați vrea, de ce n-ați mai vrea? Deci, aș vrea, în primul rând, pentru că am început niște proiecte, știu unde trebuie să, la ce ușă să bat ca să continue. Aș vrea pentru că mai am și altele care vreau să le fac pentru cetățeni. Aș vrea pentru că am experiență, pentru că atunci când vii primar, nu-ți spune nimeni, domne, ca să faci asta trebuie să mergi în punctul cutare. Și experiența aș putea o să valorific foarte bine într-un mandat viitor. Nu aș mai vrea, pentru că o problemă care oamenii o văd ca fiind rezolvabilă de primar, dar eu zic că nu este rezolvabilă, ci a locurilor de muncă. Vă spun că mă încarc, să zic așa, de supărare sau de energie negativă, că se mai folosește, când văd că vin familii care nu au din ce trăi și nu am varianta să-i ajut decât să-i trimit la ajutorul social, unde acolo sunt venituri limitate. Și, cum să zic, m-am săturat să le tot spun la oameni, domne, nu pot să te ajut pe treaba asta, când poate că ar trebui să găsiți soluții, dar altceva... Nu, de primar depinde să se creeze locul de muncă. Noi am, de exemplu,
cu Siniato, am ajutat din punct de vedere al administrației publice locale cât am putut de mult. Dar nu poți să ceri unei societăți comerciale care merge pe performanță, domne, angajează pe cutare sau pe cutare. Poți să-l ajut să depună o cerere, să depună un CV, ceea ce am și făcut, da. Dar selecția o fac dumnealor. Nu poți să spui, domne, angajează pe cutare, pentru că dumnealor spun, domne, noi aici facem performanță, avem sistem de recrutare, trece prin sistemul de recrutare bine, nu trece, iarăși bine. Am înțeles. Cum colaborați cu parlamentarii? De fapt, cum a fost colaborarea până acum cu parlamentarii de Borș? Da, prefer să nu comentez aceea, pentru că... Să înțeleg că nu a prea existat o astfel de colaborare. Nu ne-a asta spus, eu nu vreau să vă contrazic. Am înțeles. Cum credeți că va fi anul viitor? Campanie electorale, la ce vă așteptați? Păi, mă aștept ca să... Deși suntem de culoare galbenă sau suntem liberali, mă aștept să vină și la noi în primul semestru mai mulți bani pentru cheltuielile de investiții. Îmi sper să salariații din primărie să profite de o creștere salarială, pentru că și la învățământ și la sistemul sanitar s-au acordat bani, sper să acorde și pentru salariații din învățământ, din primărie. Iar pe partea cealaltă sper ca oamenii să o ducă mai bine. Pentru că, până la urmă, asta este dorința fiecărui cetățean și de ce să nu exprimăm, sper să o ducă mai bine. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Și eu vă mulțumesc. Așadar, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii. Ați urmărit un interviu cu primarul orașului Turceni, domnul Dumitru Gâlceavă. Eu sunt Daniela Gapșa. Vă mulțumesc pentru atenție.